Veste bună pentru cei care vor să obțină permisul de conducere de anul viitor. Rândurile pentru așteptare la examen se vor micșora și asta pentru că Agenția Servicii Publice a procurat 6 mașini, dintre care 5 au cutie manuală. În prezent, zilnic la Agenția Servicii Publice se înregistrează în jur de 200 de persoane dornice să obțină permisul de conducere. Potrivit responsabililor de la ASP, după punerea în funcțiune a celor 6 autovehicule, numărul persoanelor va crește cu încă 100. Numărul de solicitanți, de candidați este din ce în ce mai mare. Agenția a hotărât de a suplini numărul mașinilor pentru a putea permite a examina un număr mai mare de candidați pe fiecare zi. De asemenea, mai s-a programat pentru anul 2022 și s-a inclus în buget suma suplimentară de a procura încă 6 autoturisme, dintre care o parte vor rămâne în Chișinău, iar o parte din ele vor merge în subdiviziunile teritoriale. Este deja a doua oară când Daniela Pileasova vine să susțină examenul practic. Tânăra speră că odată ce numărul mașinilor va fi suplimentat, rândurile nu vor fi atât de mari. Rândul durează aproximativ o lună jumătate, cel puțin pentru oraș. Adică destul de mult timp durează. Cred că ar fi o idee mult mai bună și ar reduce din rând, cred. Iar acest bărbat spune că a optat pentru programarea de urgență. Eu la urgență, ieri m-am programat. Nu-i posibilitate, adică de așteptat, am vrut mai repede și să... Da, m-am programat la urgență. Este o idee foarte bună, eu aș crede. Da, ar fi mai repede, mai ușor, adică n-ar fi rând așa mare. Și alte persoane cu care am vorbit spun că rândul este foarte mare. Aceștia speră că noile mașini vor reduce rândurile infernale. Deci eu am așteptat o lună. O lună și câteva zile. Consider că este o idee foarte bună, pentru că cu aceste mașini, nu știu, am aflat că este destul de greu. Totuși sperăm să îmbunătățească condițiile de examen la poligon sau și chiar la oraș. Rândul, ce să vă spun, da, este mare. Eu am fost programat pentru prima oară la teorie, am susținut teoria din prima și am așteptat o lună și jumate ca să merg la poligon. Eu cred că este benefică. Dacă vor fi mai multe unități de transport, noi vom putea să ne programăm mai repede. Responsabilii de la ASP susțin că din 100 de persoane care vin să susțină proba practică, doar 25 din ele primesc permisul de conducere, motivul fiind... În viziunea noastră, deci este pregătirea slabă a examinaților, a candidaților, deoarece rata de susținere a examenului este aproximativ de la zi la alta diferă, dar aproximativ 20-25%. Deci asta înseamnă că din 100 de persoane care se prezintă la examinare, doar 25 ies cu examenul admis. Din cele 6 mașini procurate de ASP, 5 au cutie manuală, iar una automată. Prețul acestora este de peste 1 milion de lei.